CFR Cluj se impune la Botoșani și cucerește cel de-al șaptelea titlu din istorie, al patrulea consecutiv. 1-0, gol marcat de Burcă din fază fixă, specialitatea casei pentru clujeni. Alături de mine la Fotbal Look, Ioan Ovidiu Sabău, Cristi Dulca, Daniel Stanciu. Bună seara din nou! Bună seara! S-a întâmplat ceea ce oarecum anticipam. Da, pe așa. Cum vi s-a părut meciul? Echipa a câștigat, echipa mai motivată, mai determinată, care și-a dorit mai mult, de fapt, asta e. Și-a dorit foarte mult să câștige. Un Botoșani fără, nu știu, fără motivație, fără ce să mai câștige, probabil au pierdut și locul 4, să te lupți pentru locul 5-6, nu știu, poate o primă mare să le fi promis, dar e foarte greu să te motivezi când nu mai motivația, adică efectiv nu mai ai pentru ce să lupți până la urmă. Și am văzut cel puțin a doua repriză, când în afară de ultimele situații, când au intrat în careu, n-au avut nicio ocazie. Da, Cristi, cea mai mare ocazie a Botoșani a venit în prelungire, o fază controversată acolo, o vom analiza pentru că e un posibil penalti pentru Botoșani. Meritată până la urmă această victorie a CFR-ului și acest titlu cucerit? Da, au gestionat foarte bine această partidă. Vorbeam de experiența lor, nu numai în acest joc, pe tot parcursul campionatului. S-a văzut clar valoarea lotului, și aici mă refer la cei care au intrat pe parcursul jocului. Dacă ne referim strict la joc, prima repriză, CFR-ul a început extrem de agresiv, exact ca și la meciul trecut de la Craiova. Au făcut un pressing avansat, au recuperat, iar pe final de joc și în special în a doua repriză au gestionat foarte bine partida printr-o posesie, printr-un joc cu experiență, zic eu, pentru că s-a văzut experiența celor de pe linia de fund, iar sigur, acea fază, nu cunosc foarte bine regulamentul, ce se întâmplă după ce degajează, dar asta cred că pot specialiștii să-și dea cu părerea. Așa, în prima fază ne-am zis că a fost penalti, dar nu vreau să spun mai multe, pentru că nu sunt sigur de regulament. Ce înseamnă după ce degajezi o minge să intri direct în adversar? Daniel, un gol norocos pentru CFR, dar un gol care aduce un nou titlu de campioană la Cluj-Napoca. Glumind așa puțin, CFR-ul a câștigat campionatul cu un astfel de gol. Cu toate că, și vorbind serios acum, CFR-ul a avut două, trei situații foarte mari. Clar că e o victorie până la urmă logică și meritată, și adică cred că era cam clar pentru toată lumea că CFR-ul era campionat de câteva etape, pentru că nu prea avea cine să-i ajungă. Cu, eu știu, cu tot entuziasmul celor de la Craiova, cu heirupul FCSB-ului așa din presă înainte de jocuri, după meciuri sau în timpul jocurilor nu demonstrau că încă sunt departe. CFR-ul merită felicitări pentru un sezon nu foarte bun, dar n-a fost calitate în toată ediția de campionat, adică nu pot să spui acum că a fost cea mai bună dintre ele, e clar. Merită felicitări și conducătorii, la fel, cu paranteze, că nu mai contează în momentele astea care-i bugetul, câți bani s-au cheltuit, câți au intrat, câți jucători s-au vândut. Asta nu interesează pe nimeni, e bucuria aia de la sfârșitul jocului. Da, cel puțin în această seară nimeni nu se mai gândește. Corect, de asta spun. Da. Cum a fost și golul CFR-ului, nici nu mai contează, pentru că au fost, în momentul când a fluierat Colțescu, era clar CFR-ul e campioană. Pentru că să câștigi patru titluri consecutiv, asta cred că a mai reușit doar Steaua la începutul anilor 90, dacă nu mă înșel. A avut o serie de asta extraordinară. Sunt foarte multe mituri care au căzut în seara asta. În primul rând, e a șasea ediție de campionat în formatul ăsta cu play-off și play-out, în care, iată, FCSB-ul, Steaua FCSB,
/FCSB nu reușește să câștige trofeul. A câștigat Viitor odată, Astra și de 4 ori CFR-ul. Mai demonstrează încă o dată că echipa, adică cade acest mit că echipa care termină regulatul pe primul loc nu ia titlu, e pentru prima dată în cele 6 ediții. Și de aici încolo sunt mai multe lucruri care se pot... Da, Andrei Burcă, declarat omul meciului, grație acestei reușite care aduce un nou titlu în Gruia. Îl ascultăm pe fundașul central al CFR-ului. Bună seara, Andrei, 18 mai 2021, va rămâne o zi specială pentru CFR Cluj, cred că și pentru tine. Da, într-adevăr, bună seara. Ne bucură foarte mult că reușim să-și câștigăm aici. A fost un meci foarte, foarte dificil, s-a văzut. Suntem euforici, suntem mândri pentru că am reușit să luăm 4 campionate la rând. Nu știu dacă a mai reușit cineva după Revoluție acest lucru. Este foarte important pentru noi să ne bucurăm acum, dar știm că mai avem un meci dificil contra acela la FCSB și trebuie să terminăm sezonul bine. Da, presiunea nu mai este. Da, într-adevăr, au fost 2 meciuri importante după înfrângerea contra celor de la Sepsi. Știam că dacă facem 6 puncte, avem mari șanse să devenim campioni, pentru că și FCSB urmează să întâlnească, a întâlnit un adversar dificil pe Sepsi și acum urmează mâine pe Craiova. Ai fost din nou decisiv pentru echipa. Da, mă bucur că mi-a ajutat echipa, că a reușit să marchez și în acel minut important la Giurgiu, pentru că altfel nu eram în această postură acum. Mă bucur și acum că mi-au ajutat echipa și nu pot zice altceva decât că îi mulțumesc lui Dumnezeu și mulțumesc oamenii că am reușit să trecem peste multe momente dificile, când toată lumea ne cataloga drept bătrâni, drept că nu mai avem vlagă, că ne-am săturat, că nu mai avem foame. Am dovedit în această seară ce fel de echipă suntem. Rămâi în Champions League sau îți dorești în continuare un transfer? Da, este o întrebare bună. Vreau să mă bucur de aceste momente, pentru că este o realizare să fii campion, mai ales în aceste condiții dificile cu pandemia. Am jucat numai din 3-3 zile dinainte de după Craiova, Supercupa. Ne bucurăm și Supercupa care a reușit să câștigăm. Cred că am făcut în această seară, nu știu, o demonstrație de forță în acest campionat. Să jucăm iar în grupele Europa League. Am fost la, știți, acea fază, minutul 90, ce s-a întâmplat la Berna. După să câștigăm și Supercupa și campionatul, înseamnă că chiar trebuie să ne mândrim și a reușit o performanță incredibilă. Mulțumesc și felicitări încă o dată. Da, s-a declanșat fiesta la Botoșani. E și normal, după cucerirea unui nou titlu, nu mai aștepți până să te bucuri, te bucuri acolo imediat. E euforia aceasta. Bucuria, până la urmă. Ești jucător, ți-ai dorit foarte mult, rămân. Sigur, și banii contează foarte mult, te realizezi din punct de vedere material, dar trofeele rămân. Adică peste ani îți vei aduce aminte cu mare plăcere de ceea ce ai câștigat până la urmă. Sigur, și că ai jucat la un anumit nivel, dar trofeele sunt foarte, foarte importante. Și merită felicitat și Edi Ordănescu, pentru că, într-adevăr, el este, în punctul meu de vedere, pionul principal. El este cel care a pregătit echipa și are toate meritele până la urmă. Și această echipă, așa cum am considerat-o noi, epuizată, stoarsă, echipă care nu mai are motivație, a câștigat prea mult, pentru că mulți dintre ei deja au 3-4 ani de zile la CFR. Arată că până la chiar mai mult. Deci un schimb de generații până la urmă va trebui să fie făcut și uite că acești jucători, așa cum am considerat, sigur, datorită și evoluțiilor lor, pentru că rezultatele care le-au avut în perioada respectivă am considerat sau au fost catalogați în acest fel. Dar până la urmă, într-adevăr. Da, l-avem la telefon pe domnul Ștefan Gadola, acționar la CFR Cluj. Bună seara și felicitări pentru un nou titlu de campioană. Bună seara, mulțumim frumos. Mare bucurie, nu? Absolut, fără discuții. Dați-mi voie să-l salut și pe Nelutul Savo acolo, că l-am văzut la televizor. Bună seara. Bună seara. Bună seara, bună seara. Plăcere să vă aud. Cum e după un nou titlu câștigat, al 7-lea în istorie, al 4-lea consecutiv? Cum să zic, e o bucurie, e fantastic, e deosebit. Și
ce să vă spun, noi am luptat, mă bucur pentru băieți, au fost motivați, au dorit un meci greu și astăzi și iată că am reușit să devenim, să redevenim campioni. Credeați totuși că se mai poate cuceri un titlu cu acest lot de jucători? Multă lume spunea un lot îmbătrânit, un lot care nu mai are foame de trofee, totuși și cu un alt antrenor. Am avut tot timpul speranța și dacă vreți, eu am avut și convingerea că vom câștiga, fiindcă am avut și un lot bun și avem și un antrenor foarte bun. Ce urmează? Pentru că e foarte important ce urmează la CFR Cluj în această vară. Se vorbește de o întinerire a lotului de jucători și sunt zvonuri chiar de o altă schimbare la nivel de bancă tehnică. Nu luați în seamă zvonurile, noi mergem înainte. În mod sigur, staful tehnic va gândi, vom vedea unde și vom ține cont și de cerințele antrenorului, ce dorește, cum dorește. Ne vom întări în mod sigur, fiindcă vrem să facem performanță în continuare. Suntem onorați că vom juca mai departe în Europa League. Deci este pentru noi fantastic. E și mai frumos că veți primi trofeul și medaliile de campion într-un meci, la finalul unui meci cu FCSB? Cu uitați la asta nu m-am gândit, dar într-adevăr e frumos. Da, mulțumesc tare mult, domnule Gadola, pentru intervenție. A fost unul dintre acționarii clubului CFR Cluj, Ștefan Gadola, care ne spune că nu va fi neapărat o schimbare la nivel de bancă tehnică. Are emoții ca un jucător. Așa a apărut, așa a apărut. Da. Foarte emoționat, da. Foarte la cald. La cald după meci. Da. Așa este. Însă noi am văzut o imagine interesantă cu Edi Ordănescu, care imediat după joc a avut o primă reacție în care și-a felicitat jucătorii, însă apoi a evitat să se bucure alături de ei și vedem aici imaginile, practic a ieșit în afara stadionului de unul singur. Nu, nu e în afară, e la vestiar. E la vestiare, practic, da. A vrut să intre în vestiar, dar masiorul se bucura pe teren. Era vestiarea închisă. Era și el pe teren, probabil, da. Da. A închis vestiarul și a plecat. Aceste imagini ne spun ceva, Daniel? Asta rămâne de văzut. Poate da, poate nu, poate așa își trăiește el, își manifestă emoțiile sau... Na. E primul trofeu și pentru el, adică primul trofeu important. Important, așa este. Are două supercupe câștigate totul cu CFR. Campionatul e altceva. Titlul este cu totul și cu totul. Mai ales dacă ne luăm după declarațiile pe care le-a dat Edi acum, nu știu, o săptămână, două, când a intrat în vestiar și le-a spus jucătorilor că pleacă, am citit în media. Probabil acesta este un semn. A câștigat, s-a bucurat la marginea terenului după care a ieșit, nu știu. Da, mergem din nou la Botoșani și pentru alte reacții. E euforie mare în tabăra CFR-ului. Capitanul CFR-ului vorbește, Mario Camora. Bună seara din nou, campion. Felicitări, cum te simți? Bună seara, mulțumim. Normal că ne simțim foarte fericiți. Sezon foarte greu. Ultima două luni aproape, meci de 3 zile, mult sacrificiu și au fost terminat un sezon pentru noi pe care echipa, la obiectiv pe care au avut, tot a făcut. A intrat Europa League, au câștigat Supercupa și au câștigat campionatul. Suntem fericiți și trebuie să fie toată lumea mândră de noi. Când a fost cel mai greu în acest sezon? Mai greu? Mai greu a fost, eu zic, când s-a oprit atunci campionat, că a stat mult timp acasă, au durat până jucătorul revine la ritm, a fost complicat, s-au văzut și altă echipă și la noi problemă musculară. Nu a fost ușor și acum încet, încet sperăm să revină și eu la stadion și de la următor sezon să fim deja cu lumea, să nu mai avem din asta de COVID. S-a vorbit că după plecarea lui Dan Petrescu, CFR-ul nu va mai câștiga campionate, iată că nu a fost așa. Am auzit atâtea chestii despre noi. Eu de asta, azi am avut la final mai emoționat că de tot ce am auzit, și de afară și de interior. Că suntem bătrâni, că nu mai putem. Și din nou echipa asta bătrână, echipa asta care nu mai poate, din nou a ieșit campion. Nu a fost corect cu noi după ce facem noi
pentru fotbal românesc, pentru CFR Cluj, merită mai mult respect. Și, cum am spus din nou, echipa asta bătrână, echipa asta care nu mai poate, din nou a luat campionat. Va fi sărbătoare mare la Cluj cu FCSB. Da, da, cu FCSB, eu zic că nu, azi, că cu FCSB avem meci. Azi trebuie să sărbătorim cu siguranță și... Și vezi continua după meci cu FCSB. Și după aia, da, după aia lumea vrea să meargă deja în vacanță, pe care obiectivul a fost s-a făcut, v-am spus. Așa că azi ne bucurăm cu toți, mâine cu siguranță. Nu ai cum să mister să nu ne dai liber mâine. O zi, două, trebuie să ne dai. Dar glumesc acum, dar suntem bucuroși și ne bucurăm acum. Parcurs mai lung în Champions League, următorul sezon? Știm cu toți ce greu e să ajungi acolo, dar avem încredere în conducere, investiții pe care o face, avem încredere în vestiarul nostru, sperăm să reușim, o să fie foarte greu, dar măcar Europa League cred că deja e un plus pentru noi, pentru fotbal românesc. Felicitări! Mersi, noapte bună! Da, l-am ascultat pe capitanul CFR-ului Mario Camora, care e la Cici la titlu. Da, te rog. Dacă vreau să zic și eu ceva de Burcă, că am văzut declarația mai devreme, dar că a spus că el nu crede, adică nu știe după Revoluție. A luat Steaua de 7 ori, a luat titlul între 92 și 98. A luat de 7 ori consecutiv, a luat titlul, că și mi-am uitat și am verificat acum. Așa e, așa e. Nu mai știam exact dacă sunt 5 sau 6, dar erau 7 de fapt. 5 titluri de campion pentru Mario Camora, venit în România de ani buni, are și de cetățenie, deja a jucat și pentru echipa națională. Tot respectul pentru acești jucători care câștigă ceva și care fac performanțe. La urmă... Da, e și Marius Vilașcu la telefon. Bună seara și felicitări pentru acest titlu câștigat cu o etapă înainte de finalul play-off-ului. Bună seara! Mare bucurie acolo la Botoșani? Vă dați seama că e o descătușare de care cu toți am trăit-o și era extrem de important să reușim aici la Botoșani să ieșim campioni din mai multe puncte de vedere și asta nu face decât să ne bucurăm mai mult. Va fi o noapte lungă, continuă petrecerea și la Cluj? Da, normal. Campionii trebuie să se și distreze, trebuie să fie campioni și la distracție. E firesc lucrul acesta. A fost un sezon extrem, extrem de dificil și complicat pentru noi, dar în final ați văzut că echipa cea mai bună, echipa cea mai puternică a ieșit campioană pe merit. Am văzut o imagine cu Edi Iordănescu, care imediat după fluierul final și-a felicitat jucătorii, însă a plecat la vestiare. A evitat oarecum să se bucure alături de ei pe teren. I-a așteptat la vestiar pentru că avea ceva să le comunice. Au fost niște lucruri importante pe care vrea să le comunice băieții. Am înțeles. Deci nu ne spune nimic această reacție Iordănescu. Sunteți acum mai relaxați, adică era tensiune mare că exista această posibilitate să jucați cu trofeul pe masă în ultima etapă cu FCSB? Vă dați seama că după titlul de anul trecut câștigat la Craiova în ultimul meci, eu personal nu mai îmi doream să mai jucăm un ultim meci cu trofeul pe masă, pentru că tensiunea e extrem de mare. Mă bucur că băieții au reușit să fac un joc bun și aici la Botoșan și să reușim să câștigăm al patrulea titlu consecutiv. Ambiții din nou pentru accederea într-o grupă de cupă europeană? Vă dați seama, CFR a obișnuit în ultimii ani cu prezența în competițiile europene, cu prezența în grupele Europa League. E o performanță extraordinară. Dacă vom reuși din nou să ajungem acolo, ne dorim. Toată energia și tot ceea ce se întâmplă de mâine încolo va fi canalizată pentru acest lucru. Mulțumim, Marius Bilașco. O seară frumoasă, cu siguranță va fi, pentru că e clar, va fi bucurie mare atât pe drum, pentru că din ce știm noi echipa a mers cu charterul la Suceava și se va întoarce în cursul acestei nopți. Luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim apoi cu alte reacții de la Botoșani.